În fiecare an, românii plecați în țările din vestul Europei vin acasă în concedii în luna august și la Râmnicu Sărat stranierii și-au făcut apariția în oraș, cei mai mulți cu mașinile proprii. Mulți dintre ei deja au fost atenționați de polițiști. Oamenii legii le recomandă șoferilor veniți acasă din străinătate să respecte legile rutiere din România, așa cum o fac și în țările europene în care lucrează. Facem recomandarea ca toți cei care vin să respecte noile reguli de circulație instituite la nivel de municipiu. Fac aici precizarea că este o nouă sistematizare rutieră în ceea ce privește zona centrală a municipiului, prin instituirea unor sensuri unice pe strada Primăverii și pe Alea Doarnelor. De asemenea, semaforizarea de la intersecția strada Toamnei și cu strada Primăverii este nouă și rugăm toți conducătorii auto și ceilalți participanți la trafic să fie atenți la noile reguli de circulație din zona centrală cu precădere. Cei care încalcă legea riscă amenzi usturătoare, chiar dacă acestea sunt mai mici decât în străinătate. Sunt mulți conducători care nu respectă semnificația indicatoarelor de oprire sau staționare interzisă sau marcajelor care interzic acest lucru, riscă sancțiuni de până la 6.250.000 în bani, mă refer la puncte amendă, și până la 3 puncte penalizare la permisul de conducere pentru nerespectarea acestor indicatoare de restricționare a opririi sau staționării. Zi de zi, polițiștii din Râmnicu Sărat încearcă să-i familiarizeze pe șoferii veniți cu noile semne rutiere amplasate pe unele străzi ale orașului.